80.000 de oameni veniți din toate colțurile Moldovei împreună cu participanții la campionatul mondial de e-sports au participat la concertele din fața Palatului Culturii. Armin van Buuren, Lost Frequencies și J.P. Cooper sunt doar câteva nume mari de artiști de talie internațională care au venit în premieră la Iași. Atmosfera a fost incendiară, iar oamenii s-au bucurat din plin de show-ul pregătit de organizatorii de la e-sports. Seria de concerte a început vineri cu cântărețul englez J.P. Cooper. Spre lăsarea serii, Lost Frequencies a urcat pe scenă unde a ridicat tot publicul în picioare. După miezul nopții, Armin van Buuren a urcat pe scenă din fața Palatului Culturii. La un moment dat, DJ-ul s-a urcat pe scenă cu tricolorul României. Iar la finalul prestației a urmat un spectacol de artificii.